finalei pe care o joacă Irina Begu la Marbella. Semne? Semne puse pentru coborâre. A primit verde, trebuie să urce în 30 de secunde pe aparat. Da. Să vedem dacă îi place să înceapă competiția. Ana este frumoasă, elegantă, o piruietă de valoare de, dificilă. De înseamnă 40-imi. Da. Un cloj la cap, valoare E, deci două elemente de artistică valoroase amândouă. Dar a pus piciorul în față, nu? A pierdut o zecime din element. Da. Și aici cred că nu primește legarea după Mostepanova cu cuib. O stat și s-a dezechilibrat puțin, da. Danilova înainte, cloj și salt. Trei elemente pentru două zecimi de legare. Una a dat-o prin pasul înapoi. Tu spui, tu ești cu datul, eu cu luatul azi. Din rondă. Rondă, salt întins și aici primește bonificație. Daniel colaterală. Se pregătește de coborâre. A avut probleme la individual, la coborâre, atunci când mie mi s-a părut că a primit o notă prea mare pentru exercițiul său. Rondă flick și 1080. Același pas. Mai mic puțin decât la individual, dar același pas. Înseamnă că este o greșeală frecventă. Din nou am avut în imagine suporterii români, fani ai gimnasticii. Dăm legătura repede la Marbella, revenim aici la Berlin mai târziu.